Vreau să spun ceva cetățenilor din orașul Hațeg și oamenilor. Oricum trebuie să sun la primărie, astăzi e miercuri sau marți sau ce, să vedem. Cred că e miercuri. Da. Nu, o să sun, să vrem. Dar am să spun ceva aici. Am văzut un videoclip, un cetățean s-a plimbat prin Deva. A mers pe unde era un anticariat și pe acolo, prin spate, unde se face recrutare, a venit așa, a trecut pe lângă statuia lui Traian, a luat-o la stânga, pe 1 decembrie, a trecut pe lângă ce acolo, teatru, fosta bancă, pe vremuri, liceu, de ceva, l-a mers mai departe, a trecut de prefectură, a intrat în parc, a ajuns până la capătul parcului și apoi când s-a întors, a văzut, erau niște rafturi de sticlă deschise, deci presa deschise, care erau cărți, ceva de genul ăsta. Și oricine, deci nu conta că ești rac sau bogat, român sau țigan, maghiar sau german, te duceai acolo, luai o carte, ce alegeai, dacă așa, o, dacă luai acasă, o citeai, o duceai la loc. Dacă, și zicea, acolo parcă scria ceva, că dacă vrei să o păstrezi, trebuia să pui altă carte în loc. Nu, deci apoi trebuie să înțelegem, știi, dacă ești defavorizat. Mai trebuie să mai spun ceva, dacă ești defavorizat, domnule, am nevoie, n-am de unde să, n-am bani, dă-mi 1000, măcar 2-3, nu? Deci asta trebuie să înțeleagă și asta. Și în același timp trebuie citit, trebuie învățat, este cu totul și totul altceva, într-o altă dimensiune. Și mai este un aspect. Sunt oameni care, efectiv, chiar am văzut, dau cărți la copii și așa. Deci, trebuie să înțelegem, cum zicea și marele președinte american John Fitzgerald Kennedy, că nu numai copiii albi sunt copiii americani. Deci trebuie să dai și mai ales la copiii nevoiași, cărți bune, deci eu aș recomanda dicționare în limbi străine, italienesc, român-italian, italian-român, român-german, german-român, englez, român-englez, englez-român, francez, francez-român, cărți bune și toate astea, Doamna Bovary, Balzac, no, în fine. Înțelegeți? Poezii, filozofie, teologie, credință. Nu, uite, cum ar fi să se găsească cartea asta? Deci, eu asta recomand. Și știu că mai este un loc, am mai văzut mai demult, pe bulevard, lângă Lido, mai este un loc cu cărți. Dacă vă amintesc bine. Uite, asta este o carte ortodoxă. Domnul Cipriot. Deci, dacă s-ar face și în Hațeg așa ceva și dacă chiar ar avea acces copii care efectiv nu-și pot permite luxul să-și cumpere cărți. Și apoi mai este un aspect, dacă ar fi încurajați acești copii și tineri și, să meargă la bibliotecă, la Hațeg, biblioteca orășenească, dar în același timp poate și biblioteca școlii, biblioteca liceului. Apoi să fie încurajați, încă un punct, să fie încurajați copiii și tineretul să citească Biblia. Biblia. No, Dumnezeu să ne binecuvânteze. O altă carte foarte bună este Patericul Egiptean. Foarte mult, sau Pelerinul Rus.
sau Franny și Zui, de cei din Salinger. No, Dumnezeu să ne ajute și să știți că sunt foarte mulți oameni care nu vor să țină cărți în casă, care nu citesc, care au cărți. Deci, și poate că ar fi, dă-ne nouă cărțile, îți dăm o sumă modică, ai și tu, știu pentru ce, și noi folosim aceste cărți, să fie cărți înainte de 89, BPT-uri, Univers, pentru oamenii care ar vrea să se instruiască și care